Bună ziua, bine v-am găsit în Decizii la Vârf. De data aceasta ne-am mutat puțin în studio și vreau să merg cu doi invitați speciali care fac niște lucruri extraordinare când vine vorba de PR. Au reușit să transforme multe localuri, multe locații din capitală, dar și multe branduri, multe companii, multe afaceri să le transpună imaginea foarte bine în piață. Cât de importantă este o campanie de PR? Cum se face corect o campanie de marketing și de PR și cum stăm la acest capitol? Vreau să-i salut pe invitații mei. Monica Munteanu, bună ziua, bine ai venit! Bine te-am găsit! Și Denis Radu, partenerul de luptă în această piață. Bine te-am găsit! Spuneam la început, în partea introductivă, cât de important este PR-ul pentru o companie. Dar înainte de a trece la asta, voi aveți o companie care a reușit să scoată în față multe branduri, să ajute, să pună umărul la dezvoltarea multor segmente de piață. Cum ai reușit să faci compania asta care a sărit de o cifră de afaceri? Da, cifra noastră de afaceri în 2018 a fost de circa 2.400.000 de euro, cu o creștere într-adevăr considerabilă față de anul anterior și sperăm și anul acesta să înregistrăm o creștere. Motivul pentru care am ajuns la un business serios este că au fost 10 ani în care am construit asta. Am fost și puțin avantgard, cred, pe zona de agenție boutique, pentru că la vremea la care făceam noi asta, erau puține astfel de agenții, dincolo de agențiile mari tradiționale care au clienții lor. Fuziunea cu Denis s-a întâmplat undeva în 2012, este ok. Nici soțul meu nu știe de câți ani suntem împreună, la fel nu știe nici Denis. De cât timp faceți business împreună? Da, noi facem business împreună de 7 ani. Dar asta a fost un concept gândit de voi doi, nu? Să asociezi o femeie blondă cu un concept de bărbat de cealaltă parte, cu niște calități deosebite fiecare pe direcția lui și să reușiți să creați un concept. Voi doi, The Black... The Black Team. The Black Team, exact. Nu asta chiar așa, pentru că noi ne-am cunoscut la un eveniment pe care eu îl organizam. După aceea m-a contactat și m-a angajat ca PR la un magazin pe care l-avea cu Delia Matache în Centrul Vechi. Am tot să-ți povestea să-i place Monica, da? Maxim. Evenimentul a fost o reușită, chit că am avut și unele, am avut și un impas acolo în sfârșit. Și după aceea aveam un brand, Monica, împreună cu Codin Matriciuc, aveam un brand pe vremea respectivă, Jaidam. Și ei m-au angajat pe mine ca să colaborăm pe evenimentul din, dintr-un mall. Evenimentul a fost un succes, am avut undeva la vreo 30 ceva de vedete, am blocat mall-ul, au venit vreo 400 de persoane și atunci am decis să colaborăm. Ce și fai să creăm această echipă și ne-am unit forțele, vedetele fiecare pe care le avea și cu care avea o relație bună. Monica venea dintr-o zonă de club, restaurante, beauty, eu veneam dintr-o zonă de beauty fashion și atunci a fost destul de ușor pentru că și în momentul de față ne completăm foarte bine. Da, suntem foarte complementari. Sunt lucruri pe care el le poate face și eu nu și lucruri pe care eu le pot face și el nu. Nu e vorba, scuză-mă că te întreb, nu e vorba că nu pot să le facă. Preferăm anumite lucruri să le facem. De exemplu, Monica este foarte diplomată și foarte bun negociator. Eu sunt genul ăla care înțandăra foarte repede și ea mă temperează. Adică eu, de exemplu, nu știu, m-aș ierta cu toată lumea, Monica vine și mă împacă cu toată lumea. Și aici ne completăm, pentru că eu sunt foarte acid și vulcanic, Monica este foarte calmă și... Înainte de a intra puțin pe zona de servicii, cum se împart ele și cum sunt eficiente către companii, vreau să întreb cum se face PR corect. Ce înseamnă un PR făcut corect pentru o companie? În primul rând, în momentul în care îți asumi PR-ul unei companii, îți asumi imaginea pe care acea companie o are în piață, pentru că tu ești transmițătorul acelei imagini. Pentru noi este un task foarte important și știm întotdeauna că ceea ce transmitem noi despre o companie este ceea ce piața va ști despre acea companie. More or less, în afară de factori liberi pe care noi putem controla, evident. Și atunci este foarte important ca noi să înțelegem înainte de a începe acel lucru care sunt direcțiile de comunicare ale companiei. După care, evident, construim strategia din spate și este esențial să și transmitem mesajul foarte corect și neinterpretabil. Pentru mine asta este mult mai important decât de a face PR stunts care au riscuri în spate ca brandul să fie înțeles incorrect. Nu știu, am avut branduri care au vrut să, să facă o trecere către o zonă mai tânără. Lucrul acesta nu s-a făcut într-o lună, s-a făcut într-un an. Tocmai pentru că pașii pe care a trebuit să-i urmăm ca să targetăm un public mai tânăr, au fost foarte atenți, foarte
precauți și foarte bine calculați. Uh-huh, uh-huh. Am văzut niște asocieri în piață în ultimii ani de zile ale unor branduri cu anumiți influenceri. Cât de corecte sunt ele și cum se fac asocierile astea? Acum depinde de strategia pe care o aplică fiecare brand și depinde și ce target de oameni sunt urmăriți acei influenceri, uh-huh, slash vedete, blogări. Adică, în principal, primii care s-au transformat, ca să zic așa, și în influencer au fost vedetele, pentru că au cel mai mare, adică au cei mai mulți urmăritori. Uh-huh. Și după aceea au venit din urmă vloggerii. Uh-huh. Dar asocierea este foarte importantă pentru că cam totul în momentul de față s-a dus către online. Acum să nu omitem faptul că TV-ul este foarte important. TV-ul oricum la noi în România încă este foarte important și după cum vedem, foarte mulți vloggeri au migrat și către TV, uh-huh, pentru că de acolo vin foarte mulți urmăritori. Dar, de exemplu, dacă ești un brand mai nișat, automat tendezi către online. Dacă, uh-huh, ești un brand de mass market, automat, uh-huh, vrei și acoperire de TV și automat vrei niște influenceri cu urmăritori foarte mulți. Uh-huh. Deci, în continuare, online-ul dictează piața de PR. Din punctul nostru de vedere, influencers marketing în România are o cotă de piață destul de bună. Există în continuare branduri tradiționale care nu aplică asta și care rămân pe old media, ca să zic așa, adică pe tot ce înseamnă spot TV, outdoor, mm-hmm, radio. Și există branduri care combină una cu alta sau branduri care se adresează doar influencers marketing. Mm-hmm. Publicul practic s-a schimbat în sensul în care publicul tânăr are nevoie ca o persoană în care ei au încredere să le certifice, uh-huh, că un brand este ok. Uh-huh. Ei și-au încrederea în brand prin omul pe care brandul respectiv îl promovează, uh-huh, nu prin materiale de media clasice. Uh-huh. Uh-huh. Credem că este un segment de piață important, este un val care vine oricum dinspre Anglia și alte țări din Europa unde este foarte dezvoltat influencers marketing. La noi a început undeva, știu exact când a început pentru că noi eram acolo, real a început undeva în ianuarie 2017, din punctul meu de vedere, foarte legit, cu o structură de influencers, prima din România, pe care putem să o numim Global Influencers, a fost prima structură de influencers din România și de acolo agențiile și clienții direcți au învățat că pot să acceseze o structură din care pot să cumpere servicii de influencers marketing. Mai departe au rămas mai multe categorii de influencers freelancers, de agenții, care între timp sunt mai multe, evident. Dar poate un freelancer să facă față unei agenții în spate, dacă nu are o agenție în spate? Poate să câștige contracte bune? Da sau nu. Adică cunoaștem influenceri, freelancers cu care lucrăm ori noi ca și intermediari, ori agențiile direct, care livrează foarte bine și foarte precis. Uh-huh. Și într-adevăr există și o categorie care este destul de dezorientată în ceea ce privește stilul de lucru al agențiilor, cu aprobări, cu preaprobări, cu un anumit set de hashtag-uri și brief, uh-huh, care trebuie respectat, care nu fac față la asta și care, din cauza lipsei de management, fac o livrare mediocră. Dar se poate, cred că un influencer poate să fie și freelancer, nu țin neapărat ca un influencer să adere la o structură, depinde foarte mult de influencer. Apropo de influencer, am văzut recent o campanie, sau acum un an de zile, dacă nu mă înșel, a fost o campanie cu o cântăreață, nu o să dau numele, cu un brand auto în spate. Dar cântăreața respectivă n-a mai permis auto. Este asta o greșeală de branding sau a fost pur și simplu chiar o strategie gândită să comunici așa? În niciun caz nu este o strategie gândită, pentru că nimeni nu-și dorește să aibă probleme pe un contract, uh-huh, bine pus la punct și semnat de ambele părți. Este cu siguranță o greșeală și într-adevăr există agenții care recomandă brandurilor pe care le reprezintă lucruri fără să se documenteze. Uh-huh. Întâmplător, eu știu speța aceea pe care nu o nominalizăm și din punctul nostru de vedere aceste probleme apar și în exemplul pe care l-ai dat tu, cât și în exemplul în care un influencer promovează aproape consecutiv branduri concurente direct. Acest al doilea exemplu practic duce la pierderea credibilității, uh-huh, în comunitatea influencerului, pierdere care este mult mai mare decât câștigul financiar a două contracte consecutive. Uh-huh. Noi întotdeauna recomandăm pauze
destul de mari, semnificative, de peste 6 luni. 6 luni, un an. Exact. Ca publicul să uite, pentru că în online memoria este totuși destul de scurtă, înainte de a promova un brand direct concurent. Iar a promova un brand pe care nu îl folosești direct și cu care nu ai o experiență directă, ca și șofer, să spunem, în exemplul dat de tine, iarăși mi se pare totally wrong și nu e ok. Cum a fost și cazul cu o altă blogeriță, influenceriță, care a făcut o reclamă la o ceva de alcool, dar era nu consuma alcool, sau era și o poveste de genul ăsta, era fost o strategie de poziționare, din punctul meu de vedere, analizând general, greșită, cred. Da, și acolo a fost ceva destul de greșit, pentru că vârsta pe care o are blogărița respectivă versus clienților la care se adresa brandul respectiv nu era deloc în target. Și o astfel de comunicare greșită de către o companie poate să creeze probleme pentru companie de imagine sau doar pentru influencer? Avem exemplul foarte clar al faptului că da, poate să creeze probleme. Există un brand pe care nu o să-l nominalizăm, de Unconventional Tobacco, care a avut o problemă la nivel mondial datorită unui caz dintr-o anumită țară în care influencerul avea o vârstă mult prea mică pentru a promova unconventional smoking. Și atunci, da, acest lucru poate să afecteze brandul la nivel local, dacă este un brand local, iar dacă este un brand internațional, poate să fie un dezastru de PR. Orice acțiune făcută în orice țară. Online-ul și publicul din online te taxează extrem de rapid. Da, nu mai există geografie. Nu? La începuturi cum făceați PR? Nu era social media atât de exploziv, nu erau tool-uri special menite să-și genereze vizibilitate în online. Cum reușeai să atragi categorii de oameni bine definite și bine targetate? Da, un exemplu, eu de făceam, ca să zic așa, PR și nu știam că fac PR prin 2005, când organizam evenimente într-un mall din Ploiești. Atunci erau palasa, cum se cheamă, afișele stradale, erau alte metode, era radio intern al mall-ului și anunța în fiecare zi din oră în oră. Adică erau și atunci niște metode, televiziunile locale. După aceea a apărut Facebook-ul și pe Facebook erau create evenimente și trebuia să stai să dai invite la o grămadă de lume, te bloca Facebook-ul, mai așteptai câteva zile, mai puneai pe altcineva. Adică... Eu am alt timp de răspuns. Eu ieșeam în fiecare zi în oraș. În fiecare zi din viața mea eram într-un loc în care erau mulți oameni și selectam oamenii cărora le comunicam lucrurile pe care le făceam. Dublam asta cu, evident, tools-urile existente la vremea respectivă, și anume puneam o machetă pe Facebook începând cu 2008 sau aveam un grup de BBM care era clar pe targetul a ceea ce vreau să fac în perioada respectivă, în care trimiteam un mass message sau mesaje personalizate, dar baza PR-ului în anii despre care vorbim, care sunt, nu știu, 11-12 ani în urmă în cazul meu, eu în 2005 nu făceam evenimente ca Denis, pentru mine a fost socializarea. Tot ceea ce am reușit eu vreodată în PR se datorează faptului că am fost tot timpul permanent, deci, în comunicarea societate directă cu oamenii care te interesau pe... Nișe diferite de societate pe care le-am accesat, participând la evenimente, participând pur și simplu la social nights în locuri celebre din București. Și asta a fost tot la vremea respectivă. Bun, după care au urmat pașii despre care povesteam anterior. Care au fost provocările pieței și care sunt în momentul ăsta provocările ale pieței de PR din România? Nu știu, lipsa probabil anumitor influenceri pe anumite categorii sau alte lipsuri, alte provocări cu care vă luptați și vă chinuiți să obțineți lucruri bune. Există categorii care nu sunt acoperite. Noi chiar încercăm să fim creativi și să identificăm oameni care ar putea să le acopere și să creăm proiecte pentru ei. Nu avem, din păcate, destul timp la dispoziție să facem asta. Pentru categoriile neacoperite, ca să zic așa, folosim influencers generaliști, dar, într-adevăr, sunt multe categorii care încă nu sunt acoperite, de care brandurile ar avea nevoie ca și influencers ca să se poată promova, dar nu cred că asta e lipsa principală, nu? Nu, lipsa principală este că ar trebui brandurile să fie mult mai deschise. Aici este o problemă, din punctul meu de vedere, și cred că și al Monicăi.
Adică în momentul de față sunt foarte multe branduri care nu au un PR. Din ce zone branduri vorbim? Din companii generale? În toate zonele aproape. În afară de cei care sunt foarte mari. Cei foarte mari au înțeles asta de foarte mult timp, cum e Avonul și Oriflame, care cred că până la urmă ei au inventat PR-ul. Și acolo deja există o organigramă bine stabilită și bine pusă la punct. Ceea ce face diferența între noi și ei, pentru că ei au 6-7 oameni în organigramă, noi suntem 12 cu biroul. Cum ar fi gândi, noi lovim, noi ciocnim și dăm mai departe. Brandurile, într-adevăr, nu fac în momentul de față, adică se așteaptă să aibă rezultate foarte rapide. Ceea ce nu este corect. Și în cât timp vine un rezultat? Depinde de brand, depinde de strategie, depinde de ce au nevoie să facă. Cum am vorbit mai devreme, avem un brand care a vrut să acceseze o nișă mult mai tânără și ne-a luat un an ca să ajungem în punctul respectiv. Primele rezultate se pot măsura în circa 90 de zile, 3 luni de la începerea unei colaborări, cu mențiunea că tipul ăsta de măsurare se poate face și într-un full trust al brandului, pentru că uneori propunerile noastre sunt alterate de către brand. Noi menționăm mereu că atunci când propunerile sunt modificate și rezultatele nu ne mai intră în răspundere. Și în acele momente poate nu obținem rezultatele atât de repede cât am vrea. Chiar este o meserie incertă cumva, nu e matematică. Noi credem că totuși am descoperit un algoritm aproape matematic, dar niciodată nu putem spune cu o exactitate matematică ce se va întâmpla. Plus că sunt lucruri diferite. Brand awareness versus vânzări. Și întotdeauna cele două se intersectează undeva, dar pot fi paralele pentru un timp mai îndelungat decât își dorește clientul. Și bănuiesc că majoritatea companiilor nu cer neapărat brand awareness, ci cer vânzări. Vor să li se genereze vânzare. Depinde de companie. Companiile mari, care sunt destul de mari și sunt dezvoltate deja, din punct de vedere vânzări, înțeleg această paralelă și timpul în care se pot intersecta ele. Plus că există mulți factori externi. Începutul unei recesiuni. Un exemplu random pe care îl dau acum, n-am spus că e. Care poate să coincidă cu o acțiune de PR și de fapt nu vezi o creștere, dar poate tu ai avut o creștere. Pentru că de fapt urma să ai o scădere. Da. Din păcate câteodată trebuie să stăm să și educăm clientul. Pentru că, cum spuneam Monica mai devreme, se așteaptă la revânzări foarte rapide în urma acțiunilor. Dar trebuie să înțeleagă că sunt și acțiuni care sunt pur și simplu pentru vizibilitate. Asta nu înseamnă că dacă ți-ai luat 10 influenceri, ți-au postat, vei avea și vânzări de imediate. Trebuie să faci ceva constant. Ar însemna, de exemplu, ca cei de la Coca-Cola să nu mai bage sutele de milioane pe care le bagă anual. Trebuie să culce pe urechea că sunt lider mondial și toată lumea cumpără și gata. Nu e chiar așa. Adică trebuie să stai cu picătura chinezească până la urmă ca să poți să ai rezultate și să ai rezultate constante și pe termen lung. Ca așa, de exemplu, un one shot only poți să-l faci. Dar dintr-o singură campanie, dai nu știu, cum au făcut cei care au lansat de curând un site, au luat toți influencerii de pe piață, au plătit o grămadă de bani, au făcut itama evenimentul și în momentul de față eu n-am mai auzit nimic despre ei de atunci. Adică poți să faci așa ceva, dar noi nu recomandăm așa ceva și nu e genul nostru de lucru. E o explozie de moment care nu generează continuitate și... O explozie de moment este ca o dietă. După dietă trebuie să ai și menținere. Ai niște rezultate din ceva ce faci pe moment în mod foarte agresiv, după care, evident, trebuie să și menții rezultatul respectiv prin diverse acțiuni mai mici. Pentru o companie, să spunem medie din piață, cât este necesar să investească? Multe dintre companii, cum povesteam anterior, nu iau în calcul zona de investiție în PR. Nu o calculează sau pur și simplu o taie de acolo pentru că probabil că e mai eficient, mai rapid sau mult mai bine la rotunjire. Dar cât trebuie să investească și care, să spunem, procentul corect pentru o companie să investească în PR? Noi numim PR-ul un al doilea impozit pe venit. În sensul în care acei 3% pe care îi dai statului pe venitul pe care l-ai obținut, ar trebui să-i mai dai o dată
și marketingului care îți poate crește aceste venituri. Nu este o regulă, evident, și nu cred că cineva poate să răspundă foarte exact la asta. Din păcate, este imprecis răspunsul și datorită faptului că marjele de profit sunt foarte diverse în funcție de companie. Nu știu, dau un exemplu. Un abator are un profit foarte mic versus venit. Nu putem să-i spunem unui abator să ne dea 3% din venit. Dar în mare, la o companie medie, așa cum ai dat tu exemplu, cred că acest 3% ar fi o sumă corectă, evident cu fluctuațiile momentelor. Și depinde și de ce are de comunicat la momentul respectiv și cât mai implică ca și resursă ulterioară investiția respectivă. Tot așa, voi pe partea de restaurante, cluburi, știm bine, celebrele cluburi și de la mare și din București, ați făcut o treabă fenomenală acolo, adică a fost o explozie cu tematica, petreceri tematice, ați creat niște concepte unice pe piața de evenimente în viața de noapte din România. Cum e piața asta a evenimentelor conexată cu PR-ul în același timp? Aici cred că cel mai bine ar trebui să răspundă Monica bine și eu pot să răspund pentru că partea asta de clubbing am învățat-o de la ea. De vreo 2 ani de zile ne-am retras din zona aceasta. Păi ea era cea care ieșea, tu erai la care nu iese. Da, eu eram cea care ieșea. Ea locuia în București, eu nu locuiam în București, deci nu aveam aceea socializare în Ploiești, nu existau evenimente la care să ieși să fac socializare. Și de aceea, în momentul în care noi am fuzionat, am început să învățăm mult de la celălalt ce are mai bun. Eu am o corecție aici. Pentru mine evenimentele de noapte nu mai sunt evenimente de noapte, sunt evenimente day and night, care încep ziua și se termină seara mai devreme decât altă dată. Nu mai cred în trendul evenimentelor de noapte complet, decât în cazuri speciale. Cred că un eveniment începe ziua și se termină noaptea, pentru că s-a schimbat publicul, s-au schimbat dorințele lui și cred că avem multe exemple în jurul nostru de evenimente de succes care încep ziua, se termină seara pe sezonul de vară. Într-adevăr, în sezonul de iarnă, evenimentele încep seara, dar atenție, mult mai devreme seara decât altă dată. 5-6 deja e seara. Exact. Ora 1, care era ora noastră de club pe vremuri la care mergeam să ridicăm masa în club, nu mai există astăzi. Deci cumva s-a schimbat foarte mult piața. Noi am încercat, într-adevăr, să aducem un freshness, fără să îl transformăm într-un business permanent, pentru că avem mai multe sertare de activitate, în sensul în care nu am transformat conceptele noastre în evenimente itinerante, lunare, așa cum au făcut alți oameni și au făcut-o cu foarte mare succes și felicit pentru asta. Noi încercăm să venim cu câteva idei, ca un fel de sare și piper ocazională. Și da, ne place, este foarte frumos și nu a inventat nimeni roata, dar încercăm să îmbrăcăm puțin diferit. Care sunt principalele sertare de activități? Că povesteai de ele. Practic, noi avem această zonă de PR și influencers marketing, care influencers marketing a apărut acum abia 2 ani și aproape 3. Există zona de organizare evenimente, în care noi avem know-how-ul să organizăm un eveniment de la cel mai mic până la cel mai mare. Și am făcut asta de foarte multe ori și în portofoliul nostru există foarte multe evenimente chiar și foarte mari. După care există zona de talent management, unde avem un portofoliu de oameni pe care îi manageriem în mod exclusiv sau neexclusiv sau în afiliere cu structuri de influencing. Și cam astea ar fi sertarele clare de activitate. Cred că cu asta am punctat tot așa, la modul generic. Bun. În modul general, să înțelegem puțin tabloul general de companie. Pe lângă asta, mă gândesc la fiecare influencer în parte. Nu știu cât o să mai țină piața asta, bănuiesc că nici voi n-aveți un răspuns clar la câțiva ani aici încolo să țină clar. Da? Da. Mergem încă 5 ani pe piață de influencing, marketing și... Nu îndrăznesc să spun 5 ani și vreau să menționez că mereu va fi shifting, se vor schimba lucruri, se vor filtra, se vor așeza în categorii, brandurile vor ști mai bine cui să se adreseze, cum să se adreseze, cum să comunice și comunicarea este foarte diversă. Vezi niște postări foarte creative care te atrag foarte mult și vezi și niște postări pe stilul lui Carlsberg, probably the best beer in the world, declarativ.
în timp oamenii au învățat să aprecieze mai mult mesajele subliminale, dar brandurile încă nu s-au aliniat toate la tipul acesta de mesaj și vor mesaje obvious în continuare. Deci încă suntem, mi se pare încă tânără această piață, de aia zic că n-are cum să moară, pentru că ea abia se setează și abia înțeleg și unii și alții din cele două tabere cam cum se face treaba. Pentru anumite categorii de influencing, am văzut că au scos like-urile de la, de la contentul pe care îl creează. Se încearcă pentru toată lumea să facă asta. Deja în Italia s-au scos. În Italia. Și cum măsori aici? Cum mai măsori eficiența influencerului în business? Clientul îți va cere reach-ul pe care îl ai la fotografia respectivă sau pentru campanii respective, la filmulețe sau la Tu vezi în continuare câte like-uri ai primit, doar că nu mai văd ceilalți. Nu mai este public. Nu mai este public. Dar în spate ai toate cifrele și poți să măsori. Da, povestea asta a plecat din Canada, nu știu dacă știți exact. Nu știu unde a plecat. În Canada se pare că publicul era foarte sensibil la lipsa reach-ului pe Instagram, cel puțin. Și au fost niște tineri care au avut niște probleme foarte serioase, până la dramatice, tragice, din această cauză, motiv pentru care au început aceste teste, care probabil vor duce până la globalizarea lipsei de vizualizare a like-urilor. Mie nu-mi pare o problemă, pentru că așa vom încuraja contentul creativ în online, pentru că sunt foarte mulți creativi care au puțin followeri, dar care fac lucruri senzațional de frumoase. Și în același timp clientul, în cazul unui contract influencers marketing, va putea vedea în continuare reach-ul prin screen-urile puse la dispoziție de către prestator. În toți anii ăștia de business, în PR, în online, în marketing, care a fost cea mai bună decizie pe care ai luat-o și pentru care te feliciți că ai făcut lucrul ăsta? Asocierea cu Monica. Asta vreau să aud. Păi da, în asocierea asta, dacă stai să o splituiești, așa ai spus la începutul emisiunii, că cifra de afaceri undeva la 2.400.000 de euro. Da. Deci cumva fiecare aveți câte 1.200.000 de euro, o valoare echitabilă. Atenție, nu? La cifra de afaceri. Cifra de afaceri. Dar acolo suntem milionari momentan. Da, înțeles. Cea mai bună decizie în business pe care ai luat-o? Ar trebui să răspund în oglindă ca să fie drăguț. Eu iau decizii proaste în business de foarte multe ori, dar cred că cea mai bună decizie în business pe care am luat-o este chiar asta, răspunsul în oglindă, în care am găsit un om cu care să duc asta mai departe, pentru că defectul meu foarte mare este că sunt maniacă să fac eu lucrurile, ceea ce era foarte greu. Așa cum a spus și Denis, noi avem un birou, avem angajați, dar acei oameni nu sunt specialiști în PR. Iar noi ne completăm foarte bine și cumva putem să suplinim ceea ce nu poate să facă un singur om. Cum vedeți următorii 5 ani în business, în PR, în business în România, cel puțin? Cred că lucrurile nu se vor schimba foarte mult. Pentru că oricum suntem la începutul PR-ului, ca să zic așa, mai ales că ce se întâmplă în România nu se întâmplă în alte țări. Lucrurile la noi stau un pic diferit. În ce direcție? Păi îți dau un exemplu. Dacă în Anglia lucrurile stau foarte bine și cei de acolo știu foarte bine ce trebuie să facă și cum trebuie să facă, Italia, de exemplu, abia scoate capul din cutie, ca să zic acum, ca să zic așa, pe partea asta de influenceri. N-au decât câțiva foarte mari, restul nu, adică nu au acoperit încă întreaga piață. Iar România cam copiază, așa, ca să zic, de la fiecare câte puțin și cred că avem cred că acoperim o piață foarte mare și cred că stăm destul de bine, dar din păcate IP-urile noastre sunt blocate. De ce? Pentru că așa vrea Instagram. Mă rog, Denis vrea să vorbească despre faptul că reach-ul este direct proporțional cu categoria țării în care te regăsești și că România este într-o categorie mai mică decât țările pe care le-ai exemplificat el și prin urmare Italia, Londra, Franța, reach-ul este mult mai mic. Asta s-a demonstrat foarte clar, inclusiv când merg în altă țară, văd că am un reach mai mare acolo, pentru că se schimba IP-ul. Dar, dincolo de asta și de ce ai și revenind la ce ai întrebat tu, întotdeauna un termen de 5 ani este un termen în care lucrurile se schimbă. Ce făceam acum 5 ani nu are nicio legătură cu ce facem astăzi. Din punct de vedere al business-ului nostru, într-adevăr, noi avem un plafon de sus al acestui business, pentru că suntem totuși doi și, din păcate, brandingul nostru este pe persoană fizică.
oamenii nu știu cum se numește compania noastră și acceptă destul de greu o altă față a ei. Uh-huh. Am încercat recent, chiar la un eveniment destul de mare, la Opera Română. Colega mea a reușit să vorbească cu directorul companiei abia la sfârșitul evenimentului, pentru că de vreo 2-3 ore a expediat-o că avea altă treabă. Lucru care nu s-ar fi întâmplat, evident, dacă unul din noi era acolo. Deci, cumva, noi am ajuns la concluzia că noi putem să facem doar ceea ce putem să facem noi doi. Deci, voi doi sunteți compania. Noi doi suntem compania. Deci, noi niciodată nu o să avem o companie foarte mare. Dar, pe de altă parte, nici nu a fost ăsta visul. Compania noastră, ca și companie boutique, poate să ofere servicii tailor-made, personalizate, poate să satisfacă un anumit număr de clienți pe lună și poate să și selecteze datorită acestui lucru. Adică putem să facem ce ne place. Deci când ești mai mic ai și flexibilitate și te poți organiza și mișca mult mai flexibil. Poți să faci ce-ți place. Ceea ce o companie mare care are nevoie să susțină costuri mult mai mari, avem și noi niște costuri destul de mari pentru nivelul nostru, dar o companie mult mai mare, noi ne-am gândit la un moment dat să luăm o franciză, că mai sunt câteva care încă nu au venit în România, și am realizat la momentul respectiv că practic tot ce am face ar fi să ne mărim costurile direct proporțional și cu business-ul, dar să rămânem tot cu aia. Cred că în locul francizei importate mai bine este să vă exportați voi brandul afară și să mergeți să preluați companii internaționale, probabil în țările vecine pentru început. Polonia se dezvoltă destul de mult pe anumite segmente comerciale, Bulgaria are nevoie la fel și Ungaria de asemenea și cred că acolo ar fi niște piețe destul de, Uite, o idee de business. Mulțumim pentru asta. Te luăm partener. Procent în business către profit.ro. Monica, Denis, vă mulțumesc frumos pentru prezența în Decizii la Vârf. Multe decizii inspirate și multe decizii cu profit să aveți. Pe data viitoare ne reîntâlnim cu alți invitați la profit.ro. Urmărim cele mai importante decizii din lumea de business. Rămâneți în continuare cu profit.ro.